Ținută de Pura Rom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Astăzi vorbim despre relații, pentru că acestea ne sunt maestrii de alchimie personală. Ce loc mai bun de a porni pe un asemenea drum decât în relație cu persoana pe care o iubesc cel mai mult, a cărei inimă am deschis-o și care, la rândul ei, mi-a deschis mie inima de atâtea ori. Însă tot aici, în relație, avem poate și cele mai mari dificultăți. Cum le depășim? Vorbim astăzi cu Vali Ciocioi, trainer și coach... Și coach, și atât. Îți mulțumesc pentru că ești prezentă. Mulțumesc pentru invitație, da, sunt trainer și coach de dezvoltare personală. Așa este, să știi că am vrut să adaug, de fapt, mă gândeam să spun despre relații, dar poate n-aș vrea să te identific doar cu relații, pentru că tu faci o mulțime de lucruri și eu mi-am notat aici, să știi, mai ești și consultant în analiză comportamentală DISC. Adică? Da. Adică sunt patru tipuri de personalitate, după unii se numesc într-un fel, după alte școli se numesc în alt fel. Eu sunt consultant în analiză comportamentală DISC, adică cele patru tipuri de personalitate sunt dominant, influent, statornic și conștiincios. Și putem să detaliem despre ele mai încolo. Dar cum ai ajuns tu, Vali, pe drumul acesta, pe calea inimii tale, așa cum îmi place mie să spun? Păi, de profesie sunt farmacist, așa că mi-am ales această profesie gândindu-mă să fac bine oamenilor, gândindu-mă la bunicii mei de la țară. Sunt dintr-o comună vecină cu Siliștea Gumești, a lui Marin Preda, și am văzut care au fost dificultățile în a ajunge la oraș, la tratamente. Și mi-am dorit să fiu farmacist, să fiu foarte aproape de oameni și de inima și de sufletul lor. Și plecând cu acest vis în cap, așa am ajuns la un liceu de profil, asta era înainte de Revoluție, și am ajuns să fac facultatea de farmacie. Ulterior am lucrat în domeniul farmaceutic, deci tot timpul în contact cu oamenii, și cumva prin 2003 am descoperit partea aceasta de dezvoltare personală. Prin anii aceia erau foarte puține cursuri, de aceea erau și foarte scumpe și nu aveai acces la ele, și mi-am dat seama că asta este ceea ce îmi place să fac, să fiu mai aproape de oameni, și așa că tot ce am investit din acei ani a fost în dezvoltarea mea personală, pentru că era singura garanție a unui viitor mai bun, simțeam în acel moment. Dacă ar fi să număr toți banii pe care i-am investit, aș fi putut cumpăra un bolid full option, dar s-ar fi devalorizat rapid, pe când investiția în mine a crescut. Wow. Așa am ajuns trainer și coach de dezvoltare personală, iar din 2015 fac exclusiv doar asta, după ce am trecut o perioadă prin vânzări. Am o curiozitate. Dorința de a te cunoaște mai bine te-a împins către dezvoltare personală sau vreo problemă, dacă putem spune așa, din viața ta personală? Dorința de a mă cunoaște mai bine și de a face bine celorlalți, și am văzut că la baza tuturor relațiilor stă comunicarea, și mi-am dat seama că dacă nu pot să înțeleg care e nevoia interlocutorului meu, nu pot să mă conectez cu el. Eu fiind o firă foarte deschisă, extrovertă, și dacă făceam naveta București-Constanța într-un compartiment cu 8 persoane, intram în legătură cu toți. Eu, care eram o tânără de 20 de ani, nu înțelegeam de ce toți nu îmi răspund la fel. Era o provocare. Și uite așa, treptat, treptat, citind și documentându-mă și mergând la cursuri, m-am descoperit și pe mine, și am descoperit și de ce ceilalți sunt diferiți, însă sunt previzibil de diferiți. Putem să vedem cum sunt ceilalți ca să ne putem conecta cu ei. Și de multe ori ceilalți oglindesc ceea ce avem noi în interiorul nostru? Și asta este adevărat, este principiul acțiunea și reacțiunea, dar ține foarte mult și de ereditate, de mediul înconjurător, de modelele din viață, de cum ne adaptăm la evenimentele din viața noastră. Însă tu, care ești comunicator, poți să imprimi discuția spre un făgaș sau celălalt, dacă îți pasă, desigur. Vorbim despre relații astăzi. Ne adresăm relațiilor de cuplu, da, dar mai întâi de toate aș începe eu cu relațiile la modul general, pentru că, de fapt, cred că asta însumează viața noastră. Relațiile. Fie că este vorba cu relația cu noi înșine sau relațiile cu ceilalți.
Așa este, foarte frumos ai spus. Da, pentru că în toți acești ani, 20 și ceva de ani, 24 de ani în care ți-am spus că lucrez cu oameni și pentru oameni, am observat că, indiferent de domeniul în care activam, persoanele respective, și am lucrat cu persoane care aveau funcții foarte importante în companiile multinaționale în care eram, dacă acasă aveau o relație bună de cuplu, o transmiteau aceasta și în mediul profesional. Însă dacă acasă se înțelegeau precum șoarecele și pisica sau mai rău, toate acestea se vedeau și la serviciu, se transmiteau în relația cu ceilalți. Și viceversa este valabilă. Persoane care aveau de depășit obstacole foarte grele la serviciu, dar pentru că acasă aveau o relație bună și un partener care să-i susțină și să-i înțeleagă, reușeau să treacă foarte ușor peste dificultățile de la serviciu. De asemenea, avem nevoie de relații în momentul în care interacționăm, să relaționăm, nu de relații, ca să nu se înțeleagă cuvântul acela pe care îl folosim, pile relații și alte cele. Nu, să relaționăm avem nevoie cu colegii, cu managerul, cu clienții, indiferent în ce domeniu de activitate suntem, nu se poate să faci fără relaționare cu ceilalți o performanță sau să ai rezultate fără a interacționa și a relaționa cu ceilalți. Putem să avem, Vali, vreo relație perfectă? Sau se poate spune despre perfecțiune atunci când vorbim despre relații? Cred că în momentul în care copilul este nou născut și cu mama lui îl ține în brațe, aceea cred că este relația perfectă, în care nu apucă niciunul dintre ei să se cunoască foarte bine. În momentul în care începem să ne cunoaștem și nu suntem atenți la ceilalți, nu am mai putea vorbi despre perfecțiune, pentru că dacă vorbim despre o relație, de o relație de cuplu, ce punem în comun? Două copilării diferite, două seturi de valori diferite, două personalități diferite și toate aceste ingrediente le punem în comun și așteptăm ca din amalgamul acesta și experiența de viață a fiecăruia adusă să iasă o singură culoare. Nu se poate din prima. Poate că o relație perfectă nu am ajuns încă acolo, însă mă gândesc că în ani, poate 50-70, cei care ajung la nuntă de diamant pot să ne spună dacă relația lor a fost perfectă sau nu. Pentru că într-o relație trebuie să existe și micile, să zicem așa, neînțelegeri ca să poți să ajungi la un consens. Și împăcările sunt foarte frumoase. Așa este. Mă gândeam poate la relații înțelepte. Și aici cred că putem să le avem indiferent de vârstă și indiferent dacă vorbim despre partenerul de cuplu sau nu. Haideți să vedem, ne facem o relație de cuplu. Care sunt, ce ne împinge? Că e foarte important, de ce intrăm într-o relație? Care este motivul pentru care intrăm într-o relație? Și, de fapt, care ar fi bine să fie motivul pentru care noi să intrăm într-o relație și să funcționeze? Păi motivul este îndrăgosteala pentru care intri într-o relație și acolo sunt niște explicații până la urmă și de la chimie și de la biologie. Ideea este că în momentul în care ești la începutul unei relații, rezonezi, empatizezi foarte tare cu persoana respectivă, faci raport, cum aș zice, așa cum faci cu un copil mic de 4-5 ani, dacă ai copii mici, a însemnat să faci raport cu el. Uneori chiar ne aplecăm în genunchi să vorbim la nivelul lui, să oglindim ochi în ochi sau chiar și uneori ne, să zic așa, vocea o aducem la nivelul de înțelegere și tonalitatea, la nivelul de înțelegere al copilului mic. Deci asta se întâmplă la începutul unei relații. Facem raport cu persoana respectivă, găsim foarte multe elemente comune și nu le vedem pe cele care nu sunt comune. În momentul în care alegem să ne mutăm împreună, să ne căsătorim sau indiferent care este forma pe care o aleg cei doi, începem să vedem și celelalte lucruri care nu sunt comune cu ale noastre. Pentru că deja te muți într-o casă cu cineva care are alte obiceiuri, alte tabieturi, trebuie să-ți potrivești
ora de culcare, ora de trezire, masa, ce mâncăm, fiecare avem alte gusturi și din toate aceste lucruri pot să apară mici neînțelegeri și dacă nu sunt rezolvate de la început, ele pot să stagneze și să rămână, unul dintre ei face un compromis. Și cumva se înțelege greșit noțiunea aceasta de compromis. Pentru compromis, dacă te uiți în DEX, înseamnă o înțelegere bilaterală între noi două, din care fiecare avem de câștigat. E, cumva în relațiile pe care le-am întâlnit eu de la participanții din programele mele, un compromis înseamnă că cineva suferă. Și atunci, de regulă, cam aceeași persoană suferă și este de cea care de fiecare dată face compromis. Și uite așa ajungem de la acele mici compromisuri, la critică, la ceartă, la jigniri, la dispreț, la dezgust și toate pot continua. Și ce ar trebui să facem să nu ajungem aici? Să nu ajungem să avem relații cu dezgust, uite așa cum ai spus tu, chiar îmi place cum ai spus. Păi sunt două lucruri foarte importante pe care le putem să facem și astea sunt esențiale într-o comunicare. Să punem întrebări, pentru că nu putem să primim răspunsuri la întrebările pe care nu le adresăm și să ascultăm. Să ascultăm ce ne spune celălalt, dar nu să ascultăm cu intenția de a-i răspunde cu replica noastră, ci să ascultăm să înțelegem care-i punctul lui de vedere. Asta nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu acel punct de vedere, ci doar să înțelegem acel lucru. Pentru că, uite, una este să pleci dimineața, să avem o singură mașină în familie, spre exemplu, și să fie de la sine înțeles sau nu de la sine înțeles, să fie o comunicare anterioară în care spunem așa, cine vede că rămâne mașina pe roșu, să facă plinul. Și te trezești dimineață, vrei să fugi repede cu copilul la școală și observi că mașina este pe roșu. În momentul acela, sigur că ești nervos sau nervoasă, că nu poți să faci ceea ce ți-ai propus să faci. Dacă te întorci acasă și folosești cuvinte de genul trebuia să mă aștept la tine că așa faci lucrurile, că niciodată nu ții minte ceea ce îți spun eu, că întotdeauna ai făcut așa, folosim cuvinte din astea cu valoare absolută, niciodată, întotdeauna, mereu, le aducem din trecut în discuție, când ai putea foarte frumos să spui, uite, nici acum nu ai pus motorină sau benzină la mașină și am întârziat la școală și după aceea eu la serviciu, te rog data viitoare să nu se mai întâmple astfel de lucruri, pentru că ne strică toată ziua și mie și copilului și ție. Deci contează și tonalitatea. Totdeauna. Și cuvintele. Cuvintele pe care le alegi, tonalitatea, gândindu-te, oare de ce a uitat să pună? Imediat presupunem, o barieră în comunicare este presupunerea. Tragem concluzii, nu ține cont de ce zic eu. Deci punem întrebări, să vedem ce s-a întâmplat și ascultăm răspunsul. Nu imediat ne ducem că știm noi ce s-a întâmplat. Dar știi că noi comunicăm diferit. Bărbații comunică într-un fel, femeile în alt fel. Noi, de regulă, suntem emoționale, bărbații sunt mai pragmatici. Nu comunicăm la fel. Cum ar fi bine să facem pentru ca această comunicare să fie înțeleasă? Păi să ne asigurăm și noi, ca și emițători, că ceea ce vrem să spunem este chiar ceea ce a înțeles celălalt. Pentru că dacă facem o listă să plece soțul la cumpărături și nu-i spunem, nu vreau să zic o marcă de niciun iaurt, dar nu-i spunem iaurtul pe care noi îl cumpărăm de fiecare dată și vine cu celălalt tip de iaurt, înseamnă că nici noi nu am transmis informația așa cum am fi dorit să fie înțeleasă. Și nu putem să-l învinuim pe celălalt că nu a luat iaurtul cu hârtie albastră și a venit cu iaurtul cu hârtie verde. Asta este cel mai banal exemplu și de la asta multe și multe. Despre ceea ce spuneai tu că bărbații și femeile comunică diferit. Comunicăm diferit și femeile cu femeile și bărbații cu bărbații, că asta este în funcție de stilul nostru de personalitate și în funcție de sistemul nostru de valori, pentru că avem o experiență pe care o ținem minte în subconștientul nostru când am mai cumpărat altă dată iaurt. Pe acela l-am cumpărat și a fost bine. Sau în relația precedentă, numai iaurt din ăsta mâncam. Și atunci, dacă nu transmitem ceea ce vrem să transmitem, apar neînțelegeri. De la neînțelegerile mici pot să se iște conflicte foarte mari. Și pentru ca această comunicare să fie mult mai facilă, am putea să... De fapt, ar trebui să știm
mai întâi ce fel de personalitate suntem. Ar fi de preferat să știm oricum. Să știm noi înșine ce suntem noi, ce dar ne motivează pe noi, dar și ce îl motivează pe celălalt, să știm cum este el. Acum nu vreau să fiu înțeleasă că toată lumea trebuie să-și facă un raport de personalitate, însă cu cât ești atent la celălalt, la ce cuvinte transmite, la cum transmite cuvintele, începi să-ți dai seama să îl cunoști. Asta înseamnă de fapt, să știi stilul de personalitate al cuiva, înseamnă să îl cunoști pe celălalt și să vorbești nu așa cum ne-a învățat mama acasă. Mama acasă ne-a învățat pe fiecare dintre noi regula de aur. Vorbește cu celălalt așa cum ai vrea să vorbească el cu tine. Ei bine, nu. Este vorba despre regula de platină. Vorbește cu celălalt așa cum i-ar plăcea lui să îi se vorbească, pentru că abia atunci te înțelege. Pentru că în momentul în care interacționăm cu cineva și este la fel ca noi, îl judecăm după punctele lui tari. Și dacă interacționăm cu cineva care nu este ca noi, imediat îi vedem punctele slabe și iarăși apar neînțelegerile și discrepanțele și pot să ducă la conflicte și nu îți place persoana respectivă. Știi că o primă impresie bună se poate face în 5-7 minute, deja în 7 minute ți-ai făcut o impresie despre o persoană. Pentru că deja ai trecut-o prin filtrul tău de valori și ai zis, a, ce am comun cu persoana asta? Ea aici face la fel ca mine, aici nu face la fel ca mine. Asta îmi place, asta nu-mi place. Și unde se duce balanța? La ce-ți place și la ce nu-ți place? Și în felul acesta etichetăm. Etichetăm dar este foarte corect? Mult. Nu e corect absolut deloc să etichetăm, pentru că sunt persoane care au o mască pe care o folosesc și toți avem o mască pe care o folosim. Avem un sine al nostru, un interiorul nostru, așa cum suntem poate doar noi cu noi înșine și nu-i dăm voie nici celuilalt, nici persoanei pe care ne-am ales o partener de viață, pe care îl iubim, care poate este tatăl sau mama copiilor noștri. Sunt unele persoane care nu se lasă cunoscute cu adevărat de către nimeni. Au această reținere și după aceea avem un alt comportament pe care îl avem în societate și încă unul pe care ni l-am dori să-l avem. Și sunt trei tipuri de comportamente între care jonglăm. Cel care este sinele nostru public, masca și oglinda, cum ne vedem noi în oglindă. Și astea sunt reflectate într-un stil de personalitate. Uite, pentru că tot ai adus vorba despre stilul de personalitate, haide să le spunem și să dăm exemple pentru fiecare stil de personalitate. Ai spus că sunt patru și pentru asta avem și noi o imagine pe care am pregătit-o. Ar fi așa. Deci, cu ce începem? Avem dominant. Acum la dominant pot să fie mai multe caracteristici, dar hai să spun așa și după aceea vorbesc despre fiecare în parte. Avem dominant, avem influent, avem statornic și avem conștiincios. Dominantul este și determinat, este și o persoană care deleagă pe alții să facă lucruri, o persoană care se mai numește doer din engleză, doer, face lucruri. El este cel care este extrovert și care este orientat către rezultate și este persoana care are viziunea în viitor, persoana care este nerăbdătoare, persoana care nu este foarte emoțională și persoana care nu își face foarte ușor prieteni, pentru că sunt rezultatele cele care primează în viziunea acestei persoane. După care avem influent sau inspirațional, dar este în același timp și interesat, dar și interesant și este persoana care este extrovertă și care este orientată către relații și am putea spune că este persoana care este sufletul petrecerii, este persoana căreia îi place foarte ușor să organizeze evenimente, persoana care se îmbracă colorat, este o astfel de persoană, nu se îmbracă la fel de sobru ca un dominant agrează mai mult rolurile acestea de șef, de manager, sunt persoane care au acest stil de comportament și sunt directori în comparații. Persoanele care sunt influente sunt persoanele care lucrează în domenii artistice, artiști, stand-up comedianți, traineri, persoane cărora le place baia de mulțime, care nu au nicio temere să vorbească în public pe stadioane întregi.
ei agrează acest lucru. Ne întoarcem la mergem în sensul acelor de ceasornic. Mergem către statornic. Statornic, stabil, sweet, shy, din engleză. O persoană care îi place siguranța, o persoană care iubește securitatea, o persoană care nu-i place să intre în conflicte cu ceilalți, o persoană care spune da, deși ar trebui să spună nu, doar ca să nu-i supere pe ceilalți. Și este stabilul, este cel care este orientat către relații, dar este introvert. Are puțini prieteni, dar buni. Dacă ai un copil care este în această categorie, nu-i fă tu o petrecere surpriză cu toată clasa, pentru că lui nu-i place. El vrea să petreacă de ziua lui, dar doar cu cei 4-5 prieteni. Dacă tu ești o mamă influent, vrei să știe toată strada că ai făcut o petrecere și tot așa. Și ajungem la conștiincios, care este o persoană introvertă și este o persoană competentă, calculată, foarte orientată către detalii, poate că uneori prea orientată către detalii, nu are partea aceasta de a-și exprima emoțiile, foarte dezvoltată, este mai degrabă preocupat ca munca sa să fie foarte bine făcută. Și dacă ești căsătorită sau într-o relație cu o astfel de persoană, să nu te mire de ce ia 2 săptămâni ca să decidă ce tip de televizor cumpărați, pentru că are nevoie de toate acele specificații tehnice. Iar tu, care vrei acum să se întâmple lucrurile, uite așa, iarăși apar discuțiile. Și putem să vorbim mult despre fiecare dintre aceste tipuri de personalitate. Da, sunt foarte curioasă. Sunt peste 30 de ani de studii, sunt peste 30 de ani de rapoarte DISC care au înglobat aceste date și aș putea spune că în urma vreo 500.000 de rapoarte DISC au ajuns la concluzia că suntem 3% dintre noi dominanți, 11% dintre noi suntem influenți, statornici sunt cei mai mulți, 69%, și conștiincioși a mai rămas 17%, dacă ați calculat deja. Deci cei mai mulți dintre noi sunt în această arie de statornic, 69%. Însă stilurile de personalitate i-au preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri, de la Hipocrate, care le-a împărțit în sanguin, coleric, melancolic și flegmatic, și până au ajuns în zilele noastre. Sau înainte de asta era Empedocle, care a pus sub denumirea celor 4 elemente, pământ, aer, apă, foc. Tot timpul s-a văzut că oamenii comunică diferit și că sunt neînțelegeri datorită acestor caracteristici specifice fiecărui stil de personalitate. Și în momentul în care ești într-o relație și tu ești un C, ești fix pe diagonală cu I-ul. Și ce faci, Vali? Asta voiam să te întreb. Ar trebui să ne orientăm doar către același tip de personalitate? Nu, că tocmai așa se întâmplă, contrariile se atlag. Așa. Și dacă ești un dominant, o să-ți iei un partener de cuplu stabil, și dacă ești un influent, o să-ți iei un partener de cuplu conștiincios, pentru că tu cauți ce nu ai tu și cauți să te suplinească cumva cineva. Sigur că se poate să fie, acum nu există una dintre ele pură, există o combinație de 2 sau de 3 dintre caracteristici, pe unele le manifesti mai mult, pe unele le manifesti în mască, pe unele în nucleu, în ceea ce spuneam, în sinele tău intern, pe altele le manifesti în oglindă, ai vrea să fii așa, însă mai ai până când ajungi acolo. Ce faci? Adresezi întrebări, asculți cu atenție, nu judeci, nu faci presupuneri, nu ești arogant, nu controlezi și îl întrebi pe celălalt. Aș vrea să înțeleg ce vrei să spui cu asta, pentru că fiecare stil are câte o temere și în momentul în care îi ataci acea temere în orgoliu, sare țandăra. Deci tu ne încurajezi să vorbim despre ceea ce simțim, da, față de partenerul nostru. Dacă nici acasă nu ești tu cel cu adevărat, atunci unde să mai fii? Și dacă suntem introvertiți, cum facem să vorbim despre ceea ce simțim dacă nu ne este greu față de noi să ne exprimăm emoțiile, dar aminte față de partener? Păi, amintește-ți ce ți-a plăcut la partenerul tău când v-ați cunoscut, când ați început această relație împreună. Vorbește despre asta la început, dacă nu știi ce să îl întrebi despre el. Este foarte interesant cum spui. Cred că ar putea să fie o soluție și asta. Să spui, spre exemplu, îmi este foarte greu să mă exprim, îmi este foarte greu să spun ceea ce simt, exact. Pentru că...
Da. Vorbește despre ceea ce v-a plăcut vouă în comun. Acum, sigur că nu stă nimeni să întrebe care sunt valorile tale. Stai să ți le spun pe ale mele, că spuneam că sunt și valori diferite. Însă când sunt religii diferite sau când sunt păreri diferite, vrei să ai copii sau nu vrei să ai copii din căsătoria în care ești sau din relație, aceste lucruri trebuie să vorbite la început. Chiar dacă ești introvert, chiar dacă ești extrovert, sunt atât de multe subiecte care v-au adus împreună. Aceste subiecte nu se termină niciodată. Dar de ce se uită pe parcurs aceste subiecte? Păi și ajungem să ne certăm și să ne spunem tot ce nu ne-am spus, dar la furie. Pentru că trăiești cumva cu o impresie că celălalt, pentru că te iubești, ar trebui să te înțeleagă și să știe ce îți dorești tu și să te cunoască atât de bine încât să nu fie nevoie să deschizi gura și să spui ce ți se întâmplă. Numai că celălalt este într-un alt stil de personalitate, într-o altă etapă a vieții lui, are un alt sistem de valori și poate să nu poată să citească ceea ce ai tu. Și facem asta pentru că suferim de atenție și asta este ceva pe care noi am dobândit-o de mici copii. Copilul mic, dacă plânge, un copil sugar plânge, imediat mama îl ia în brațe, ori îi dă să sugă, ori îl schimbă, ori îl spală și are grijă de el. Când se face puțin mai mare, plânge, primește o jucărie, primește un dulciure sau primește bani. Și în momentul ne dezvoltăm această, să spun așa, acest comportament. Măi, dacă plâng, dacă țip, eu atrag atenția. Ia să vezi că asta fac și când oi fi într-o relație. Plâng, țip, stric și să vezi cum câștig atenția. Dar aici nu intrăm în triunghiul de victimă-salvator? Da, dar nu ne ducem până. Intrăm în toate astea, sigur că nu. Intrăm și în analiză comportamentală, tranzacțională, intrăm în cele patru poziții de viață, intrăm în mai multe lucruri. Vorbesc acum doar la modul strict. Ce facem ca să fim înțeleși de celălalt? Trebuie să vorbim pe limba lui, să ne exprimăm astfel încât să ne asigurăm că celălalt a înțeles ceea ce am vrut să spunem. Dar de ce este greu să te exprimi față de cei apropiați? Știi că se întâmplă că atunci când ești în societate să fii, așa cum ai spus și tu, într-un anumit fel și poate mai deschis. Când ajungi acasă, ți vergi toate problemele exact cu cei mai dragi ție. De ce se întâmplă? Pentru că politețea este cea care dispare prima în relația de cuplu. Că dacă vine un musafir la tine și intră încălțat, poți să treci cu vederea și îi dai cea mai bună farfurie la masă și cel mai bun tacâm și dacă se întâmplă să îl spargă, zici, nu-i nimic. Însă dacă partenerul de cuplu ți-a intrat încălțat în casă, ai o reacție nepotrivită sau dacă a spart unul dintre paharele sau farfuria zestre de la mama, iarăși ai o reacție nepotrivită. Politețea este cea care dispare prima. În momentul în care nu te mai comporți ca și cu un musafir cu celălalt, dispare respectul. De la politețe dispare respectul. Și când nu mai este respect, începi să folosești cuvinte nepotrivite, pe un ton nepotrivit, care nu-i plac nimănui. Da, și după aceea poate ne pare rău. Știi că se întâmplă și așa, să vergi furia și apoi venim cu, știi, pare rău pentru ce s-a întâmplat. Da, însă știi foarte bine că și de cele mai multe ori scuzele și regretele nu mai pot să repare rana pe care au lăsat-o cuvintele, că dacă te apuci și pleci de la de ce nu ai cumpărat nu știu ce fel de detergent și ai ajuns la ce mi-a făcut mama ta la nunta noastră și aduci tot trecutul și tot neamul în discuție și se întâmplă foarte des astfel de lucruri. Uităm ce uităm de ce-l apreciem, uităm de ce-l admirăm pe celălalt și ne uităm numai la ce nu ne place la el. Și în momentul în care nu mai există conexiunea aceasta emoțională, cum să mai fie pasiunea? Dacă tu te gândești doar negativ la celălalt, dacă îi vezi doar punctele rele și nu mai vezi nimic bun, oare chiar tu ale ai pe toate, ești perfect? Celălalt, auzim de cele mai multe ori, te-ai schimbat, nu mai mă înțelegi. Păi și tu te-ai schimbat, hai să găsim iarăși momentul în care să ne înțelegem, să petrecem timp unul cu celălalt, cum făceam acum 10 ani sau 2 sau 5 sau fiecare câți are de relație.
Da, și este foarte important să ne redefinim nevoile de fiecare dată, pe măsură ce evoluăm în relație, pentru că nevoile se schimbă, nu mai sunt aceleași. Se schimbă, se schimbă în funcție de evenimentele pe care le traversăm în viață, se schimbă odată cu venirea pe lumea unui copil, odată cu plecarea unui copil de acasă la liceu sau la facultate, odată cu responsabilități noi la serviciu sau dacă ai propriul tău business, ți se schimbă nevoile. Însă ar fi bine, și asta vorbesc cu cei care sunt în cursul de time management, să aloci timp relației personale, relației cu cel drag, să nu pleci de la ideea că el o să te înțeleagă. Pentru că fiecare are nevoie de afecțiune, fiecare are nevoie de timp petrecut cu celălalt, să vă reconectați cum ați fost la început. Vali, dar aceste probleme nu apar pentru că noi avem o problemă cu noi, de fapt. Până la urmă, relațiile sunt interconectate. Relația cu partenerul poate să oglindească relația cu unul dintre părinții noștri. Adică se poate și așa, nu este obligatoriu, dar... Și... A toate aceste probleme pe care le identificăm la partenerul nostru, poate de fapt spune despre noi. Spune foarte mult despre noi și despre felul nostru de a fi și despre cum vrem să facem. Uneori sunt persoane care nu pot să treacă singure peste traumele pe care le au. Însă, înainte de a merge la o consiliere în cuplu, la terapie în cuplu sau la psiholog, uită-te un pic ce poți să schimbi, pentru că încă nu a prins atât de mult teren această terapie în România. Dacă a prins, mă bucur foarte tare, dar uită-te ce poți să schimbi cu puterile tale și schimbă că modul de a te adresa politically corect, într-un mod respectos, într-un mod politicos partenerului de cuplu, îl poți face chiar tu, fără să-ți spună cineva cum faci. Vin oamenii în cursurile mele și îmi spun, ne certăm de 15 ani și am ajuns să mă bată. Zic, acum vrei să spun eu o soluție ce să faci? Așteaptă să-și asume altcineva responsabilitatea pentru ceea ce a ajuns relația în acest moment. Însă, ca și în medicină, că de acolo vin, e mai ușor să... previi decât să tratezi. Hai să nu ajungem acolo, să nu ajungem... Oamenii stau și așteaptă, o să treacă asta, o să se schimbe. Păi când, dacă au trecut atâția ani și nu s-a schimbat nimic? Crezi că peste un an relația ta va fi mai bună dacă în ultimii 5 ani a devenit de la un nivel la altul mai rea? Ce te face să crezi că peste încă un an va fi mai bună și nu va fi mai rea? Că așa a dovedit viața, că s-a dus înspre mai rău și nu înspre mai bine. Cum facem să transformăm? Tu ai niște rețete. Da. Așa, pe care vreau să ni le spui dacă vrei. Da, sigur că da. Să transformi, dacă zic bine, cearta într-un dialog. Da. Păi am plecat de la ideea aceea de rețetă de a transforma cearta în dialog și lucrând mai mult timp cu participanții la curs, mi-am dat seama că ar fi ceva... ar fi bine să fie ceva ușor de ținut minte. Și am creat rețeta dedicat. Pe de o parte, pentru că eu sunt farmacist și sunt din sfera rețetelor, dar pe de altă parte pentru că chiar am văzut că funcționează. Și am creat acest acronim în care fiecare literă vine de la un modul. Și în primul modul este chiar să descoperi stilul de personalitate al celuilalt. Adică unul dintre cele patru. Unul dintre cele patru. E o combinație, fiecare avem o combinație, dar unul este mai pregnant. Adică, spre exemplu, eu sunt un I cu D și soțul meu este un C cu D, iar copilul nostru este un S cu C și cu I. Suntem combinații, însă unul dintre stiluri este puțin mai predominant. Deci prima literă vine de la descoperă stilul de personalitate, a doua literă E vine de la eu sunt, de la imaginea de sine, de la ceea ce spuneai tu, că să te cunoști pe tine, să vezi care sunt convingerile limitative, să vezi de ce nu crezi că meriți, de ce nu crezi că poți, de ce nu crezi că ești în stare, dacă aceste convingeri sunt ale tale, dacă sunt din trecutul tău, din copilăria ta și de unde sunt și să începi să ți le transformi în convingeri care să te ajute, să te muți
de aici, de unde ești, spre acolo unde vrei să fii. Apoi următorul D vine de la dramă, de la drama aceasta, îmi povestea una dintre cursantele mele că a reluat cursul ascultând în liniște și a zis, zice, wow, astăzi am fost o queen drama, am făcut o dramă din orice. Dar vorbesc apoi despre dramă, pentru că și în dramă sunt patru piloni, sărim la concluzii, scenarii. Și femeile. Da, suntem, pricep, suntem maestre, da, presupuneri, știm ce-i place celuilalt, ce vrea să mănânce la restaurant, comandăm în locul lui, sau știm, bărbații știu dacă ne este cald sau frig, nu ne întreabă, opresc căldura la mașină sau deschid geamul, nici nu întrebi pe celălalt pentru că presupui că așa este. După care mergem în iubire, eu vine de la iubire să diagnosticăm unde suntem, ce ne mai place nouă de la această persoană și hai unde eram. Evident că au exerciții pe parcursul întregului program, au exerciții zilnice de apreciere și admirație pentru partener. Ne ducem în C. C este rezolvarea conflictelor în funcție de stilul de personalitate. Cum vorbești cu fiecare în parte, cum ești tu, acum știi din primul modul și cum l-ai identificat pe el, apoi trecem prin analiză tranzacțională, de acolo vine AU și la T este transformarea noastră totală. Și uite așa a ieșit rețeta dedicată. Și presupun că asta se întâmplă într-un timp. Într-un timp, da, este un curs de 7 săptămâni cu teme de la o săptămână la cealaltă și nu se termină, pentru că nu se termină nici relația. Și trebuie exersat în relația așa noastră. Așa cum am învățat să creștem copii, așa cum am învățat să mâncăm, așa trebuie să învățăm să conviețuim și cu o altă persoană. Mai ales dacă se întâmplă, acum nu mai se întâmplă la fel, dar, spre exemplu, când m-am căsătorit eu acum 28 de ani, pentru că vorbesc din experiența mea de viață, că nu a fost tot timpul numai lapte și miere și eu am trântit ușa și m-am dus pe stabilopodul de la Constanța și am plâns când m-am enervat și uite așa, mai multe povești pe care oamenii le știu din cursul meu. Asta voiam să spun că în momentul în care înțelegi cum este celălalt și te raportezi la el, înveți și ce îi trebuie lui și cum să-l admiri și cum să-l apreciezi, pentru că fiecare are nevoie de admirație și de apreciere și dacă nici acasă nu le avem, ce să ne mai așteptăm atunci de la ceilalți? Și atunci când întrebăm, așa cum spui tu, trebuie să ținem cont de cum înțelege celălalt sau cum putem noi să ne exprimăm? Și cum înțelege celălalt și cum ne exprimăm noi. Trebuie să îi respecti stilul lui de personalitate, dar neîncălcându-ți principiile și valorile tale. Să nu ajungem în partea aceea de a face compromisuri de care spuneam puțin mai devreme. Uite, hai să dăm un exemplu aici. Spre exemplu, sunt doi parteneri care vor să se uite la un film. Da. Bărbatul, să zicem că alege filmul. Și de aici poate să se iște un conflict în ideea, bine, asta bineînțeles având o istorie în spate și femeia să spună, iar nu m-ai întrebat că obișnuință... Păi se întâmplă exact așa se întâmplă. Niciodată nu mă întreb, tot timpul faci numai cum vrei tu, la care el să zică nu este adevărat, eu te întreb, nu am mai făcut, uite de acum o să te întreb, numai că acum aș vrea să vedem filmul ăsta sau emisiunea asta la TV. Se întâmplă pentru că ea se gândește că niciodată nu a întrebat-o, dar nici până atunci nu și-a expus poate părerea sau și-a expus-o de foarte puține ori și dacă și-a expus-o, nu au stabilit. Uite, ne uităm luni seară la ce vrei tu și ne uităm miercuri seară la ce vreau eu. Sau fiecare să-și aleagă ce vrea să facă în timpul ăla, că nu e obligatoriu să vă uitați la televizor, poate vreți să jucați un joc sau să vă uitați pe pozele familiei sau orice altceva ce îi face plăcere celuilalt. Dar cum vorbeați la început, să reîncepi să vorbești acum. Și au văzut oamenii că în momentul în care încep să-i adreseze cuvinte de apreciere, să spună mulțumesc, uitam să spună mulțumesc. Citeam acum câțiva ani că 70% din locuitorii planetei nu primesc într-o săptămână nici măcar o dată cuvântul mulțumesc. Asta ne încarcă de energie, ne spune despre noi, despre valoarea noastră când cineva ne apreciază pentru ceea ce am făcut și facem lucruri așteptând să ne spună cineva mulțumesc și nici măcar un mulțumesc nu ne spune cineva.
Și apropo de mulțumesc de a fi recunoscător, de a vedea în celălalt în continuare o plăcere să-l vezi în fața ochilor tăi, sunt anumiți bărbați care își pierd, adică se duc după admirație, pentru că nu mai găsesc acasă. Pentru că nu mai găsesc acasă. Cum facem aici? Pentru că poate intrăm într-o rutină și nu uităm să mai ne facem complimente și se întâmplă asta. Da, asta se întâmplă și asta este pentru că cumva crezi că totul este sigur pe veci, pentru că nu acorzi o relație pe care nu o întreții. La floarea aceasta, dacă nu-i punem apă, nu o să ne așteptăm că ea o să înflorească. Bine, cu condiția să fie o floare, o plantă care face flori. Dacă nu pui apă, dacă nu acorzi atenție acelei relații, dacă nu ai sare și piper, ca să zic așa, la o mâncare, nu are niciun gust. Așa este și cu o relație. Ce v-a adus împreună? Ce v-a plăcut unul la celălalt? Care erau subiectele voastre de discuție? Da, poate că aveți niște joburi stresante în momentul acesta, dar ați mai găsit timp pentru voi? Când ați stat de vorbă doar voi cu voi, fără telefoane? Nu înseamnă că dacă stăm amândoi pe canapea și ne uităm la televizor și suntem fiecare cu tableta sau cu telefonul lui în mână, noi petrecem timp împreună. Asta nu înseamnă timp împreună. Fă un pact, o înțelegere. Stăm un sfert de oră fără device-uri. O să poți să stai data viitoare 20 de minute. Fă 5 minute pe zi. Ai nevoie de 25 de minute într-o săptămână. 5 minute pe zi în care să-i spui celuilalt ce-ți place la el. Și o să vezi cum începe și el să-ți spună ce-i place la tine din nou. 5 minute. Acesta poate să fie un exercițiu. Da, este chiar un exercițiu. Ce alte exerciții mai ne recomand? Păi mai sunt exerciții, amintește-ți ziua anunții voastre sau a cererii în căsătorie sau ziua când v-ați mutat împreună. Nu am neapărat persoane care sunt, sau am și bărbați la curs, nu doar femei. Amintește-ți să îi spui celuilalt că îl apreciezi pentru ceea ce face, chiar dacă este un lucru minor și dacă el îl face și îl face din timpul lui, amintește să-i spui asta. Sau în momentul în care nu a spălat vasele, se întâmplă ca soțul să nu spele vasele, nu fă o scenă din asta. Spune, aș vrea să fac acum mâncare, dar pentru că chiuveta este încă plină de vase, nu pot să fac mâncare. Cum facem? Te apuci și speli vasele sau comandăm? Uite, ceva aici, de mâncare? Aici ne-ar ajuta niște reguli pe care să le stabilim dinainte. Nu cred că regulile funcționează decât dacă sunt agreate de comun acord cu celălalt. Mai degrabă aș zice niște, să spun așa, o conduită pe care să o avem în familia noastră. Să stabilim ce face unul și ce face celălalt. Că dacă ne așteptăm ca celălalt să facă ceva și n-a făcut, nici nu i-am spus că așteptăm asta de la el. De unde se știe omul că asta așteptăm de la el? Dacă noi nu am comunicat, noi nu am vorbit. Da, uite, și poate comunicăm și de multe ori o facem în scris, nu o facem verbal. Contează să ne exprimăm emoțiile verbal și nu neapărat în scris. Știi că pentru mulți este mult mai ușor în scris. Da, dar vezi că în scris, așa cum știi și tu, numai 7% sunt cuvintele și atunci paraverbalul și non-verbalul lipsește din acea informație, că una este să vină un copil adolescent și să-mi spună, mama, vreau să-mi cumpere un telefon mobil de 2500 de lei și mama să-i spună, da, sigur că da, abia aștept să-ți cumpăr, păi mai avem altceva de cumpărat? I-a spus un da care înseamnă nu. Ori dacă el ar fi scris pe hârtie, copilul zice, iupi, mi-a dat mama voie să mă duc să-mi cumpăr un telefon de 2500 de lei. Asta este. Și de aceea se întâmplă și neînțelegeri în comunicare în companii, unde sunt trimise mail-uri, seci, fă cu tare lucru, fără dragă, fără te rog, fără mulțumesc, la final. Și ajungi să vorbești cu un influent inspirațional și zice, ia uite ce mi-a scris aici, s-o crezi tu că acum mă apuc să fac asta? Păi așa se vorbește cu mine? Pentru că unui influent trebuie să-i aduci recunoașterea, să-i spui ce meritos este el, ce a făcut el, ce poate să facă el și cât de bine că l-a adus Dumnezeu pe pământ. Și asta trebuie exersat. Exersat. Se învață, de fapt. Da, se învață. Comunicarea este o abilitate care poate fi învățată și din
fericire, nu din nefericire, din fericire este examenul pe care încă nu l-a trecut nimeni. Pentru că înseamnă că mai avem de învățat la capitolul comunicare tot. Nimeni nu poate să spună că a terminat un curs de comunicare și știe tot. Nu, e un examen perpetu, continuu. Învățăm și dăm examenul, învățăm și dăm examenul. Dăm examenul prin interacțiune cu celălalt. Și în felul acesta n-ar mai exista nici blocaje, mă gândesc, dacă că blocajele apar atunci când energia e mult prea stagnantă. Când etichetăm, când judecăm, când suntem aroganți, când suntem indiferenți, când îi judecăm pe ceilalți după fapte și pe noi după bunele intenții, că așa este. Eu n-am vrut să fac asta, dar tu uite ce ai făcut. Da. Vali, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost prezentă, te mai așteptăm pe la noi, a fost o plăcere să discutăm. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă. Așadar, relațiile ne pot fi un instrument de cunoaștere de sine, dacă noi permitem. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Mâine ne vedem cu Dan Dumitrescu, instructor yoga. Vorbim despre cum integrăm yoga în viața noastră. Însă până mâine, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon. Vă oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.